Ai noroc, băieți și fete, bine v-am regăsit la un nou episod pe Classic Nefript 2.0. Nu uitați să băgați referalul Silviu când vă apucați de server acolo la început, vă puneți să băgați un referal, băgați referalul Silviu. Deoarece vreau să fac multe giveaway-uri cu banii care se strâng din referali. Avem 3 referali, vreau să vă mulțumesc enorm. Cel mai probabil sunt cei care au văzut clipul cu Classic Nefript, deși n-a prins că n-am avut cum să filmez pe server. Astăzi vreau să discutăm despre deschiderea serverului, dacă a fost un eșec sau nu. Toată lumea știe ce s-a întâmplat aseară. Deci să trecem direct la discuții în timp ce facem și noi acest miner pasiv, deși nu se merită să mai facă, oricum se dă rollback la o salvare de aseară. Deci fac degeaba, dar măcar să am activitate pe clip. Aseară la ora 8, știți și voi că a fost deschiderea Classic Nefript. A, chiar a făcut live, din câte am văzut, a fost și 3000 de persoane pe live, deci 1000 din 1000 serverul, wow. Dar, din păcate, am văzut că au făcut câțiva level 3, sincer. Din păcate, au fost câteva persoane, au fost întâmplate niște probleme, nu au fost persoane. În primul rând, n-a fost anticit, deci anticitul e foarte prost și acum toată lumea dă cu trollul. Oricum o să se bage ceva anticit din câte am înțeles și o să se dea rollback ori wipe de la zero. Sincer, aș prefera wipe-ul, măcar să luăm toți de la 0-0. Bine, gen, de fapt nu wipe, de fapt n-aș prefera wipe-ul, că după mi se șterge contul. Măcar nu, să se dea rollback, că e mai bine rollback, oricum. Au fost întâmplate probleme, game modul de la OpenMP dădea crash non-stop. Au fost vreo 2 sau 3 crash-uri aseară, dacă nu mă înșel. Și nu știu ce s-a întâmplat, pentru că ți-ai desync foarte ușor aseară, când a fost 1000 din 1000, bă, îmi luam desync în ultimul hal. Dădeam slash work și nu se întâmpla nimic. Da, și acum e foarte bine că n-am nicio mașină. Păcat, trebuie să mergem pe jos, ăsta e s-a amputată. Așa. Am încercat aseară, bine, eu n-am intrat de la 8 pentru că am fost plecat, n-am fost acasă la ora 8, am ajuns undeva pe la ora 9, am făcut și live, cine știe, știe. Am făcut live pe la ora 9, atunci fix n-am ajuns acasă, am dat, deschis calculatorul și am dat drumul la live, bă, mai eram nerăbdător. Păcat că n-am putut să fiu la deschidere, dar măcar am apucat să fac ceva. Bine, am apucat să fac ceva, măcar am apucat să intru pe server să văd care e treaba, deși a fost un dezastru ca idee. Deci, răspunsul clipului e clar dezastru, nu știu de ce am 40 de frame-uri în apă, ori sblocate frame-urile alea, ID Silviu. Mi-arată că am 40 de frame-uri. Pe un modpack, da, modpack-ul ăsta lui Big Smoke, dacă vă interesează, intrați la el pe canal. Fine mod pe cuie, mod pe efectiv simplu, mai că editat puțin pe aici, pe acolo. Vă sugerez să jucați cu ele, chiar e interesant, mie îmi place. Da, numai cheater și acum încă se mai dă cu cheat-ul. Nu știu dacă mai există acum persoane care dau, dar m-am jucat azi dimineața pe la 9 și dădeau cu trollul, mă tot omorau, muream non-stop, efectiv. Hai să vedem câte au luat pedii cu 200k. Dar nu știu dacă există gen chestii de genul să iei mai mulți bani la Patreon, dacă are mai mulți bani în bancă, nu știu cum funcționează, vedem acum. Și da, a fost un dezastru deschiderea, chiar sunt dezamăgit, sincer. Cea mai proastă deschidere pentru că nu mai cheater, serverul pica non-stop. Nu mai desync, dezastru și acum se mai dă și rollback, adică bă, frate, dezamăgire totală. Nu mă așteptam la asta. Mai zic, deja am muncit, frate, am făcut 200k, am muncit. Ca să ce? Să dea băieții rollback? Haide, frate, serios. Prostie mare, să știți, oricum. Time. Am, mă, bine, oricum ore jucate n-am, am doar 2 ore jucate, dar totuși, măcar am făcut 200k. Oricum, da, serverul a fost o dezamăgire.
Nu mă așteptam să se întâmple așa ceva la deschidere. Mă așteptam chiar să fie bine. Serverul chiar a fost și grăbit, sincer. Și testării n-au făcut nimic. Adică, bine, au făcut, nu zic că n-au făcut nimic, dar n-au fost testate, nu a fost testat serverul ca lumea, pentru că încă au fost bug-uri și prostii. Anticitul n-a fost făcut și asta a fost o prostie mare, nu înțelegea, dar mai dat drumul dacă știe. Frate, înțeleg, ai zis, ai anunțat că deschizi la ora aia, dar măcar, bă, zile, măcar le zice la oameni, bă, nu mai deschidem pe data de 17, pentru că serverul nu este pregătit. De ce să pui oamenii să se joace dacă serverul nici măcar nu e făcut ca lumea și trebuie să mai dai și wipe acum sau rollback, încă nu știu ce o să se dea. Adică, bă, frate, măcar anunțai și tu că deschideai mai târziu. Înțeleg că, bă, ai anunțat deja că vine deschiderea și nu mai puteai să anulezi, nu puteai să mai anulezi, dar totuși, dezamăgire totală. Nu mă așteptam să fie chiar atât de proastă deschiderea, sincer. Mă simt chiar prost pentru tot ce s-a întâmplat, dar da. A fost și Oache supărat aseară din câte am văzut pentru toată chestia asta, că da, frate, înțeleg. Înțeleg, știu cum e să ai dezastru la deschidere. Sincer, am avut și odată un server cu succes, am avut 31, dar era wow pentru mine. Atunci era wow. Mai ales că era server pe Ultra H. Eu am avut servere numai pe Ultra H și nu mi-am cumpărat niciodată host. Mi-aș deschide, dar cine intră până la urmă? Păcat, a fost dezastru. Și chiar s-a simțit prost omul și m-am simțit și eu prost, pentru că eram fericit, abia așteptam, eram nerăbdător să mă joc, să rup aici cu băieții, cu astea. Dă-te, frate, măcar nu te băgam în față. Și au fost numai probleme. Dar oricum, asta e. O să măcar sper să se dea rollback, frate, pentru că nu vreau să pierd contul, ID-ul, referalii mei care sunt. Băgați referalul Silviu, vă rog eu mult. M-ar ajuta enorm. Acum nu știu ce o să se întâmple. Sperăm să nu mai fie probleme la anticit, la deschidere. Asta ar fi visul meu, măcar să nu mai fie probleme. Nu uitați să stați geana la mine pe canal, pentru că o să mai să postez clipuri și poate băgăm și un leader ceva și o să facem live-uri cu teste, cu nebunii. Bine, nu cu teste, cu aplicații. Da, el vinde prima mașină, ID2, 5KK, hai că ți-o cumpără cineva dacă e. Știi că se dă rollback, nu? Ala nici măcar nu se gândește că o să se dea rollback. Ei, ai avansat la skill 2. Și acum cât iau la skill 2? Skills. Am făcut 51 de ture, ești nebun. Am rupt jobul și oricum când se dea rollback, o să rup iar în continuare. Vă mulțumesc mult că ați urmărit acest clip. Vă pupă, fratele. Respect.